Consiliul Județean Dâmbovița a fost convocat astăzi, 18 noiembrie, ora 16, în ședință de îndată la sala de ședință a sediului administrativ. Pe ordinea de zi a fost un singur punct, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.700.000 de lei. Să nu uităm că acest proiect, timp de două săptămâni, a stârnit controverse atât între consilierii PDL, cât și cei ai Uniunii Sociali Liberale. Astăzi au fost prezenți la ședința de îndată 29 de consilieri județeni. Ordinea de zi a fost votată în unanimitate, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 14.700.000 lei. Din această sumă, 9.800.000 lei revine proiectului Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița, iar 4.900.000 lei revine proiectului Restaurarea și Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural, precum și crearea modernizarea infrastructurilor conexe din zona ansamblului Brâncovenesc Potloci. Supun la vot proiectul de hotărâre, cel este pentru adoptare, vă rog să votați. Abțineri, împotriviri, unanimitate, proiectul a fost aprobat, vă mulțumesc, declar ședința închisă.